Da, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ultima emisiune din această stagiune. Luăm și noi și dumneavoastră vacanță până spre sfârșitul lui iulie, începutul lui august. O emisiune, cea din seara aceasta, care dă onorul cuvenit campioanei României, noii campioane României, drept pentru care invitatul Tribunei Zero este Valeriu Argăseală, președintele Comitetului de Consiliului de Administrație al Stelei și în același timp membru în Comitetul Executiv al Federației. Trebuie să sunați pentru domnul Valeriu Argăseală la 0372 069 599. Tribuna Zero cu Ovidiu Ionițoaia la Europa FM. Da, foarte, foarte, foarte pe scurt, în viteză maximă, o prezentare a oaspetelui emisiunii din această seară, care nu e pentru întâia oară la microfonul emisiunii noastre, dar îi mulțumesc cu atât mai mult cu cât, iată, după 3 succese obținute în decurs de 11 zile, bănuiesc că știți, Steaua a câștigat prima ediție a Cupei Ligii, titlul de campioană și Cupa României pe parcursul ultimilor 11 zile. Domnul Argăseală și-a găsit vreme să vină să dialogueze cu dumneavoastră, în principal cu suporterii Stelei. Valeriu Argăseală, născut 14 august 1955 la Beceni, Buzău. A avut o carieră importantă de arbitru de fotbal, arbitru în competițiile interne și internaționale cu peste 350 de meciuri. A venit la Steaua în 2003 și a câștigat 10 trofee, 5 titluri de campion, 2 cupe, 2 supercupe și, cum spuneam mai devreme, ediția inițială Princeps a Cupei Ligii. De asemenea, a participat la obținerea celei mai importante performanțe europene din acest secol a unei echipe românești, calificarea în semifinalele Europa League. Cu Steaua, sau cu Valeriu Argăseală președinte, în conducere, Steaua s-a calificat de 4 ori în grupele ligii și de 5 ori în primăvara europeană. Domnul Valeriu Argăseală, oaspetele emisiunii noastre din această seară, este de profesie inginer electronist, absolvent al Institutului Politehnic Promoția 1980, de asemenea are un masterat în drept. Cum vă spuneam și cum bănuiesc că știți, face parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Acesta ar fi foarte, foarte pe scurt CV-ul domnului Argăseală, căruia eu și în numele dumneavoastră îi spun bun venit la această ultimă emisiune din actuala stagiune și îl felicit firește pentru cele 3 izbânzi realizate de Steaua în ultimele 11 zile. Încă o dată, doamnelor și domnilor, pentru președintele Consiliului de Administrație al Stelei, Valeriu Argăseală, trebuie să sunați la 0372 069 599. Domnul președinte, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc în de formă, invitație. După 3 succese de astea. Da, sunt în formă. De ziua copilului, da, tot timpul sunt în formă. Și noi ăștia mai, ceva mai în vârstă, care am depășit nivelul ăsta, trebuie să sărbătorim ziua copilului. Felicitări tuturor copiilor din România și din lume. Și prietenilor mei care mă ajută și în această seară, Ștefan Lungociu și Iulian Pavel. Trecem la telefoane. Trecem. Depășim momentul de protocol, cu felicitări, cu flori, cu nu știu ce. Și auzim primul telefon pentru domnul Valeriu Argăseală, încă o dată, prin 0372 069 599. Da, vă rog. Alo, bună seara, să trăiesc, domnul Ovidiu și domnul Valeriu Argăseală. Filip de la Caransebeș, vă spun, domnul Ovidiu. Ia așez, domnul Filip. Un selist încăcărat. Vreau să îi mulțumesc domnului Valeriu, într-adevăr, pentru performanțele cele, că Sudânsul are o mare parte, dar eu zic că cea mai mare parte o are domnul Gâlcă, Costel Gâlcă, pentru că, într-adevăr, au fost jucători care i s-au vândut și cu toate acestea a făcut o performanță mare. Deci suntem în istorie. Nu vreau să intru mai mult, că o să sune mai mult. Vreau să felicit pentru tot ce s-a făcut la Steaua și aș vrea să pun o întrebare la domnul Valeriu Argăseală. Ia așezăm, Filip, hai! A luat aceste titluri, dar aceste cupe, dar important este să vor aduce jucători ca să putem să intrăm în ligă, pentru că dacă nici anul ăsta nu o să intrăm în ligă,
cu siguranță domnul Becali nu va mai fi așa de entuziasmat. Vorbiți de grupele ligii, nu? De grupe, dar bineînțeles, de grupe, pentru că e clar, se vede că acolo, de acolo vin banii, dar putem, avem siguranță, pentru că văd că domnul Becali zice că tot ia jucători, dar măcar să ia, să pot o astea jucători. Păi, domnul Filip, ia hai să-l ajutăm nițel, sau să-l ajutați dumneavoastră pe domnul Argăseală. Dacă ar fi după dumneavoastră și ați avea așa o putere de asta, pe cine ați aduce la Steaua? Ia să auzim. Eu, într-adevăr, da, atacantul de la, la CFR Cluj, care a ieșit de Gheser, Tardes, sau cum îi spune, la mijloc, într-adevăr, între ăsta de la Galați, Cernat și Teșeira pe Cernat, așa? Acolo la, la mijloc și undeva iară mai... Ce, na, niște, care era vorba de la petrol prin niște jucători. Acum nu pot să le spun numele la tot, că na, nu mă prea... Da, e în regulă, domn Filip. Hai să-l auzim... Dar ăștia doi trebuie neapărat un atacant. Credeam că aveți noastră un as în mânecă, dar ăștia sunt numai... Budescu, da. Și Budescu de la Giurgiu. Hai să-l auzim pe domnul Argăseală. Mai ales de la Giurgiu. Da, și eu. Da. Bună seara și mulțumesc frumos pentru felicitări. Sunt convins că sunt sute de mii de suporteri ca dumneavoastră care își doresc același lucru, îndreptățit să accedem în grupele UEFA Champions League, și cred că anul acesta va fi anul în care vom accede în UEFA Champions League, și cu asta cred că vă liniștesc spunându-vă că vom aduce jucători la echipă pentru acest obiectiv. Nu ne dați niciun nume, nu? Nu pot să vă dau nume în momentul ăsta. Nici n-am apucat bine să ne liniștim. Adică, da. Bine, ăsta e tipic românesc. Noi tot tragem, tot tragem, tot sperăm, tot transpirăm și când ajungem la aia, în loc să ne bucurăm, e... Abia atunci vine mai greu. Ce facem în continuare? Lasă, hai să avem un respiro așa și... Bun, domn Filip, mulțumit! Da, și mai ceva, într-adevăr. Și cine vine totul? Cine vine lângă Mirel Rădoi? Pentru că am înțeles că dânsul nu poate să antreneze singur. Aveți pe cineva sau... Nu, stați din țări, domn Filip. Domnul Argăseală, ne confirmați venirea lui Mirel Rădoi încă o dată? Sau? Da, vă deci confirm. Mirel Rădoi, oficial, e viitorul sau noul antrenor al Stelei, împreună cu? Până în acest moment, Mirel Rădoi a avut discuții cu Massimo Pedrazzini, a avut discuții cu Oprița Daniel, cu Dica, din ce cu... Dică și rămăsese să mai aibă discuții asupra preparatorului fizic și a antrenorului cu portare. Bine, trebuie un staff serios. Echipele mari au staff formate din 10, 15, 18. Barcelona are 18 și stafful tehnic, să zic așa. Da. Domn Filip, mulțumesc mult! E greu să ții milioane multe. Într-adevăr, doresc în continuare mult succes, domnul Valeriu Argăseală, dumneavoastră și întregii echipe. Și-o rugăminte că l-am tot rugat pe domnul Vidru să-l cheme pe Filip de la Steaua să poți să intru și eu posesia unui tricou. Vă rog, dacă vreți, aveți numărul, să-mi luați numărul, să-mi ajutați și mie cu un tricou, dar lui Filip de la Steaua cu semnătura lui. O seară bună și să dea Dumnezeu să intrăm în Liga Campionilor. Să dea Dumnezeu. Numai bine, salutări acolo la Caransebeș. Continuăm, doamnelor și domnilor, încă un telefon pentru domnul Valeriu Argăseală. Da, vă rog. Alo? Alo, da. Bună seara. El. Vă salut pe dumneavoastră, invitat dumneavoastră și marea mulțime a suporterilor săliști. Numele meu este Florin. De unde sunt, Florin? Pot interveni. Poftim? De unde sunt? Tot bănățean, ca și colegul meu. Am să încep, de fapt, prin a vă întreba, suporterii săliști se pot bucura după meciuri? Pentru că, nu știu, am văzut ce s-a întâmplat după meciul de la Ploiești, în care... faptul că jucătorii s-au bucurat a ieșit un mare scandal. Acum, la Iași, a venit marele jucător, că altfel nu pot, unde, de fapt, nu știu performanțele exacte al lui domnul cu ghilimele Trunea, care e și mare fotbalist. Nu fost cu ghilimele, ca așa îl cheamă domnul Florin, îl cheamă chiar Prune, adică noi ne fost ghilimele înainte, domnul. Da, înainte, da. Ideea care a fost? Am înțeles că el stabilește prețuri pentru suporteri, suporterii lui Steaua nu trebuie să bucure pentru titluri sau... mă gândesc că aude și domnul președinte
invitatul dumneavoastră, pentru că are și o funcție în federație, este membru în comitet executiv, dacă nu mă înșel, nu? Da, da, sigur, da, reprezintă Liga I în comitet executiv. Exact, și domnul Prunie are o funcție, nu? La echipa Poliaș, nu? Da. E posibil ca să iasă la interviu, să înjure împreună cu suporterii echipa Steaua și tot ce a făcut, tot circul acela? Eu, din punctul meu de vedere, mă simt deranjant. Acum, nu știu, poate domnul invitat dumneavoastră nu se simte că el, nu știu câtă dragoste pentru Steaua are, pentru că, na, el poate a venit la Steaua și pentru interes, sau, mă rog, e o părere personală, de să nu mi-o luați în numele de rău. Nu, nu, păi acum înțeleg că afară de dumneavoastră care iubiți Steaua dezinteresat, toată lumea are un interes. Ok, nu? Ok. Și mai aș vrea să-l întreb pe invitatul dumneavoastră, evit să-i spun și numele, ce va face pentru imaginea Stelei în relația cu presa, în relația cu suporterii, în relația, mă rog, cu tot ce... Păi, domn Florin, hai să vă spun eu ceva, să știți că Steaua are un ofițer de presă, să zic, ăla se ocupă de relația, nu se ocupă președintele Consiliului de Administrație. Dar are cam alte treburi. Da, dar... Nu, dar și aveam o întrebare pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți, domnul Florin. Da, da. Nu-mi știți numele sau evitați să-mi spuneți numele din alt motiv? Vă știu numele, dar dumneavoastră, ca și funcția pe care o veți și reprezentați cu Steaua, consider că nu meritați, ați ajuns prea repede și n-ați făcut nimic pentru Steaua încât să fiți acolo, părerea mea personală. A ajuns prea repede, băi, 12 ani, ce Dumnezeu, trebuia mai repede de 12 ani. Nu, trebuia mai târziu. Să faceți ceva pentru Steaua, să simțiți. A fost un conducător înaintea dumneavoastră, Meme Stoica, care la fel era un mare conducător, a plecat de la Steaua la Urgeni, am intervenit chiar la dumneavoastră în emisiune și am pus problema aceasta, spunea că el n-a fost niciodată un stelist, s-a întors înapoi la Steaua și a devenit mare stelist. Deci asta v-aș spune și dumneavoastră, încercați să delimitați lucrurile. Noi suporterii punem sufletul, dumneavoastră nu puneți nimica. Asta e diferența. Arătați-mi și mie. Nu, arătați-mi și mie, vă rog frumos, prin ce catalogați dumneavoastră sau prin ce cuantificați dragostea asta? Aveți o mașinărie de pus pe suflete și vedeți care este list, care nu este list? Nu, noi mergem pe stațiune. Spuneți-mi și mie ce tensiune aveți dumneavoastră și ce vârstă în primul rând? Destul, până în 40. Până în 40, ce tensiune aveți dumneavoastră? Normală. E, vedeți, eu aș putea să spun că nu sunteți stelist dacă aveți tensiune normală. Eu n-am tensiune normală, eu am tot timpul hipertensiune. Asta cu dragostea de Steaua, lăsați-o dumneavoastră și puneți-o în cui. Da? Că nu știu care iubește Steaua mai mult, dumneavoastră sau eu. Și dacă o iubesc, cum o iubesc? Da, dar puteți să o iubiți amândoi. Puteți să o iubiți dumneavoastră. Asta e diferența. Diferența nu stabiliți dumneavoastră între mine și dumneavoastră. Domnul Florin, da? Nu pune nimeni la îndoială dragostea noastră pentru Steaua. Din păcate aveți o intervenție ușor cu scuzele de rigoare deplasată. Adică nu e cazul să-l jigniți, să-l ofensați pe invitatul meu numai pentru că vi se pare dumneavoastră că ce? Că n-ar fi stelist. Dar de ce n-ar fi stelist? Că nu vă place sau de ce? Așteptam. E dreptul dumneavoastră la televizor să iasă să spună. Nu e normal. Nu, nu. Domnul Argăseală nu e dintre aia care să sară la bătaie și la ceartă că Prunea și el la rândul lui jignește. Nu așa. Dar atunci noi ca suporte trebuie să le luăm pe rând toate și nu apără nimeni. Săracii de dumneavoastră. Dar ce azi? Nu, haideți să vă explic eu care e sistemul de apărare în țara asta. Să știți că există organisme peste tot, și în civil și în sportiv. Există comisii care judecă oameni. Nu trebuie să strigați dumneavoastră, nu trebuie să-l înjurați și nu trebuie să-i spuneți cu ghilimele unui om că nu vă place de fața lui. Există o comisie, acolo la comisie există o plângere și acea plângere va fi judecată. Bun, încercați să fiți mai maleabil și încercați să fiți un adevărat stelist, că steliștii de obicei au înțelegere. Mulțumesc mult, domnul Florin. Continuăm, doamnelor și domnilor, dar până la un nou telefon pentru domnul Valeriu Argăseală, haideți să luăm un minut de publicitate. Suntem din nou în direct, stimați ascultători, împreună cu președintele Consiliului de Administrație al Stelei, fosta și noua campioană a României. Vă reamintesc că au câștigat recent al treilea titlu consecutiv de campioană. E vorba despre domnul Valeriu Argăseală, pe care trebuie să-l sunați la 0372069599. Noi mai luăm un telefon. Da, vă rog. Alo? Alo, da. Bună seara. Bună seara. Înainte de a-mi da numele,
poate o să mă recunoașteți. Bună seara dumneavoastră și lui Vali. La telefon un ultraș stelist, dacă ar fi să mă ia după un ziarist pe care nu știu numele de la gazetă, fost arbitru de Liga 1 și fost observator de Liga 1 până la apariția unui articol scris de acest ziarist. Și pot să-mi dau și numele, sunt Cosim Miclea din Bușteni. Așa, e ce zumic. În primul rând vreau să felicit toată echipa pentru cele trei trofee luate în acest an. Un lucru foarte, foarte bun pentru suporterii echipei Steaua. Felicitări întregului staff, felicitări conducerii administrative în frunte cu Vali și bineînțeles că nu trebuie să uităm nici patronul echipei, care cred eu că are un merit deosebit pentru aceste succese. Așa, corect. Legat de, dacă ar fi să, mulți spun că domnul Becali, nu vreau să-i ridic cosanale domnului Becali, dar cei al dânsului trebuie să spunem adevărul pur adevărat. Dacă la alte echipe cu renume românești s-au perindat foarte mulți patroni sau finanțatori care nu au reușit decât să ducă echipele în insolvență și chiar cu un pas spre faliment, trebuie să spunem că domnul Becali, cu bune și rele, dar mai mult cu bune, a reușit ca, din moment ce a preluat Steaua, să ducă aproape, dacă nu chiar în fiecare an, în cupele europene, odată într-o semifinală de Europa League, de multe ori în grupele, și eu cred că este un merit și al dânsului. Fără îndoială, domnul Miclea. Mai departe. Acum vreau să-mi întreb pe Vali dacă consideră că acest scandal cu stema echipei este un scandal provocat spre galerie cu intenție de cineva, fiindcă eu așa cred. Fiindcă este inadmisibil ca șefii galeriei să nu cunoască că în istoria echipei de fotbal Steaua au existat 7 sigle, începând cu 1947 și până în 2014, și de ce nu s-au revoltat când a schimbat sigla domnul Becali în 2003 și s-au ofensat acum în 2014. Bun, haideți, domnul Miclea, că să nu ne faceți noastră o istorie asta. Hai să-l auzim pe domnul Argăsar. Pentru rezolvarea acestei probleme. Hai să auzim. Care e situația cu sigla? Nu zice că ne dă o soluție. A, aveți o soluție? Următoarea. Scoateți la concurs o siglă la care să participe și șefii de galerie cu un premiu de 20.000 și să o câștige ei. Și atunci să vezi că se vor întoarce înapoi pe stadion. 20.000 de lei sau de euro? Nu, 20.000 de euro. 20.000 de euro. Bun, hai să auzim care... Aș vrea și ca la Clubul Sportiv Steaua să văd într-o bună zi, așa cum am văzut în urmă cu vreo câteva săptămâni la Dinamo când și-au aniversat Clubul Sportiv, doamna Lipă, sunt la aceeași masă cu domnul Negoiță și bând o cupă de șampanie. Așa ar fi normal într-o țară. Bun, am înțeles, domn Miclea. Gata, haideți că monopolizați, să-l auzim pe domnul Argăseală. Ce mai e nou cu sigla asta? Bun, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc pentru că este un suporter extraordinar la Iași, de exemplu. A fost și vine toate deplasările Stelei, ca și la meciurile de acasă, plecând de la Bușteni și venind la meci. În ceea ce privește acest diferend, eu aș spune că nu este un scandal, este un demers juridic care a fost câștigat pe cale judecătorească de Clubul Sportiv al Armatei și care în acest moment este în altă fază de disputare, urmând ca între noi și Clubul Sportiv al Armatei să mai aibă loc discuții. Legat de modul în care acest diferent se va finaliza, n-aș putea să vă spun, pentru că în acest moment n-am elementele necesare să pot să afirm cu exactitate care ar putea să fie acest final. Însă, evident că ne dorim ca suporteri, și asta este probabil durerea lui și durerea noastră, dorim ca suporterii să vină în același timp cu noi la meciuri și să ne susțină, formând, așa cum spunea și el, o familie, așa cum a văzut-o la Dinamo, fotbalul legat de celelalte secții. Domnul Argăseală, vă întrerup și eu o clipă. Peluza, mă rog, Ultra și Galeria, Peluza Sud și Peluza Nord, continuă să nu vină la meciuri pentru că sunt supărați? Sau? Ultima discuție pe care am avut-o, au spus că, cu cei de la Nord, au spus că după ce se termină campionatul vor reevalua situația și vom avea o discuție. Aștept ca după ce trece această perioadă să avem discuția și să ne... Domnule Miclea, mai aveți un minut, gata. Da.
Aș vrea să, mai puțin, privind organizarea finalei cupei, un fiasco, după părerea mea, față de Cupa Ligei, care a fost, într-adevăr, o organizare ireprochabilă. Dar de ce un fiasco la Cupa României? Fiindcă, de ce un fiasco? Fiindcă a fost doar patru, adică a fost finala Cupei Ligii, într-adevăr, o serbare pentru spectatori. Aici mai mult de reclamă timișoreana nu am văzut. Mă, nu mai spun că cei care am stat la tribuna 2 a fost obstrucționat să vedem scena datorită unui banner cu unui banner, să spun, cu timișoreana, care a obturat toată vederea. Trebuia să ne uităm în așa. Nu mai spun că patru tururi care a aruncat niște hârtie hârtii colorate și nimic altceva. O fi ea secetă de bani, dar totuși cred că se impunea o serbare pe măsură, mai ales că au fost... Domnul Crea, nu cred că aveți dreptate, pentru că președintele Burleanu și unul dintre mâna dreaptă a dumnealui, domnul Bodescu, unul venit Bodescu de la Buzău, sunt foarte pricepuți la fotbal. Se pricep la fotbal cam cum mă pricep eu la astronautică sau la astrofizică. Bun, e regulă, am notat și asta. Hai, mai aveți ceva să terminăm? Da, o singură, deci știe că Vale iubesc mult echipa asta și eu am în calculatorul meu un proiect de marketing, am mai discutat această problemă, care garantez că într-un an de zile Steaua poate avea 20.000 de abonați. Cred că trebuie să stea cu mine un pic de, la discuție pe acest... Da, aia după care... emisiune, nu acum în direct. Da. Și noi să vă faceți interesele. La revedere, Costin. Numai bine, sănătate. Continuăm pentru domnul Valeriu Argăseală. Încă o dată, prin 0372069599. Vă rog să încercați să rezumați ceea ce doriți să spuneți. Și vă reamintesc că e ultima emisiune din această stagiune. Da, vă rog. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnule Ovidiu Amitoa, și bună și felicitări domnului Valeriu Argăseală pentru câștigarea celor trei trofee din acest sezon. Bună seara, mulțumim. Bună. Cum vă numiți? Vreau Solomon Cătălin mă numesc, din Dâmbovița, județul Dâmbovița. Domnul Argăseală, am pentru dumneavoastră două întrebări. Prima întrebare este legată de faptul dacă aveți încredere în Mirel Dui și dacă credeți că va face performanță la Steaua. Da, la ambele întrebări. Da, și a doua întrebare este legată de faptul dacă sunteți în tratativă cu ce jucători sunteți în tratativă, dacă cu Grigorița de la ce fel reclus sunteți în tratativă. La întrebarea asta vă pot răspunde jumătate. Suntem în tratative, nu vă pot răspunde la jumătatea cealaltă. Cu cine suntem în tratative? Da, am înțeles, decât atât am înțeles. Și felicitări și mult succes în Champions League. Domnul, mulțumesc și vă așteptăm. De unde din Dâmbovița? De la Fien? De la Pucioasă? De unde sunt? Da, Fien, exact. De la Fien. Da, la vreo 90 de km de București. Mai faceți becuri acolo sau nu se mai fac nici becuri? Nu prea să de mai... De la Câmpul Lung nu se mai fac mașini de mult. Aro. Nu se mai fac nici la Fien becuri, nu? A rămas numai vorba becurile de Fien. Nici ciment. Da, sigur, lăsați că le importăm și pe alea și pe alea. Bine, da. Mulțumesc mult, domnul Solomon. Continuăm, mai luăm un telefon. Da, vă rog. Bună seara, domnule Mutaia. Bună seara. Dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, domnule Argăteală. Bună seara. Mă numesc Pinache Angel, sunt din Galați. Ia așezu-mă, Angel. Aș vrea să vă felicit în primul rând pe dumneavoastră, domnule Mutaia, pentru sezonul acesta, care fiind în această seară pentru emisiunile pe care le-ați... N-am niciun merit, v-am mai spus. Meritul e al invitațiilor. Meritul meu e că încerc să-i aduc și uneori reușesc, alteori nu. Să știți că facem o paranteză așa, să ne mai descrețim frunțile. Sunt oameni pe care încerc să-i aduc la emisiune cu lunile și nu reușesc. Vă dau un singur exemplu, fără ca asta să fie un reproș, pentru că omul probabil că e ocupat, are alte treburi, are alte preocupări. E vorba de Dan Petrescu, fostul internațional al Stelei, pe care îl curtez două luni. Tot vine și n-ajunge niciodată. Bun, haideți mai departe. Și generalul Iordănescu cam intră în categoria asta. Da. Așa e. Da, și domnule, ar trebui încă o dată felicitări pentru cele trei trofei. Mulțumesc frumos și trebuie să vă mulțumesc și eu, pentru că sunteți din Galați și că ați pus umărul la... câștigarea campionatului. Sunt de la Cean, dar recunosc că sunt un mare felit.
pentru mare Steliști și bucuria a fost cu atât mai mare pentru faptul că Botelul a reușit să... Domnul Anghel, dar spuneți-mi sincer, da. E tristețe da. Mare la Galați că a retrogradat Oțelul, au ba? Este așa din ce am văzut eu, că... parcă da. E mai degrabă indiferență. Indiferență... Dar poate că greșesc. Da, poate că din partea celor mari, la conducătorul, poate și indiferența lor a dus la lucrul acesta, la situația în care se află echipa Oțelul în momentul de față. Dar în rândul suporterilor este tristețe mare. Că lumea e necăjită, nu? Lumea da. De pe stradă, așa, suporterul de rând. După atâția ani de Liga 3, vă dați seama că nu este ușor. Și titlul din 2011. Sigur. Bun, haideți, treceți la întrebări. Da. Domnule Cristeală, aș vrea să-l întreb în primul rând dacă Alexandru Chirciu va avea vreo ofertă, va fi vândut. Și referitor la jucătorul Cernat de la Galar, să facă tot posibilul împreună cu conducerea, să nu înțeles cu ajutorul domnului Becale, să-l aduc la echipă, pentru că eu garantez că un an de zile va face față la înalt nivel și va ajuta echipa foarte mult. Cu siguranță, nu știu, poate el va întrece și pe Tălmărțean. Așa cred și sper din tot sufletul să întâmplă așa și mi-aș dori să fie transferat la Steaua, din tot sufletul. Da. Bun. Asta a fost... Singurele întrebări, da, mulțumesc frumos pentru întrebări. La Chepciu, cu siguranță că vor veni oameni care să vrea să-l transfere pe Chepciu, însă eu cred că de evoluția lui Chepciu depinde în mare evoluția și evoluția echipei și atunci ar fi bine să rămână pentru acest an. În legătură cu Cernat, nimeni nu spune că el n-ar fi unul dintre jucătorii foarte buni de la mijlocul terenului și că n-ar putea să atace performanța cu o echipă cum este Steaua. Rămâne de văzut și rămâne să vedeți dacă el va veni sau nu la Steaua în această vară. Da, e una dintre ținte, nu? Este. Bun, mulțumesc mult, domnul Anghel. Răspunsuri clare la obiect. Sigur. Mulțumim frumos și încă o dată și sperăm să ne vedem în Champions League. Da. Doamne, de acord, mai ales că ne vedem numai în Champions League, că dumneavoastră mai aveți ocazie să ne vedeți la Galați. Da, doamnelor și domnilor, președintele Consiliului de Administrație al Stelei, domnul Valeriu Argăseală, e invitatul acestei ultime emisiuni a stagiunii. Trebuie să sunați pentru dumnealui la 0372 069599. Noi mai luăm acum un telefon. Da, vă rog. Bună seara, domnul Video. Bună seara. Alex din Târgu Jiu, vă deranjează. Ia zi, Alex. În primul rând să-l felicit pe domnul Valeriu Argăseală pentru puterele care a trecut peste toate problemele de la înjurături la suporteri și toate prostiile. Și să-l felicit pentru că toată viața l-a respectat și îl respect în continuare. De la vârsta de 9 ani țin cu echipa Steaua. Și am o singură întrebare scurtă și la obiect pentru domnul Valeriu. Dacă s-au mai gândit să ajungă să aducă jucători străini din altă țară la echipa Steaua. Adică nu numai străinii din campionatul României, ci și străini de afară. Asta ar fi întrebarea, nu? Da. În primul rând, mulțumesc că sunteți suporteri Steaua și în aceeași măsură să vă spun că probabil nu v-ați bucurat când am luat bătaie la Pandurii și ne-am cam clătinat în campionat. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că țintele noastre nu se axează pe jucători din alte campionate, pentru că ați văzut politica de transferuri pe de o parte legată de numărul de jucători și de apartenența acestora la Uniunea Europeană și pe de altă parte de verificarea lor în campionatul românesc. Până se adaptează, da. Trece anul de contract. Păi știți foarte bine că Mircea Lucescu spunea că unui jucător din Brazilia pe care îl aduce 6 luni îi acordă perioada de grație doar să se acumuleze, să se acomodeze în club. Așa, Alex, zi, mai e ceva? Nu, mai cam atât. Ce să vă dreptul Margașeală, succes în continuare și țineți capul sus și nu vă lăsați după toți oamenii care nu le convine de Steaua și înfige capul sus, domne, și tot înainte. Mulțumesc frumos, cred că dumneavoastră sunteți exemplu. Da.
Bun, numai bine, mai luăm cu voia dumneavoastră un minut de publicitate. Da. Am revenit în transmisie directă alături de președintele Consiliului de Administrație al Stelei, domnul Valeriu Argăseală, repet, membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, de profesie inginer electronist și cu masterat în drept. Sunați, doamnelor și domnilor, la 0372-069-599. Mergem mai departe. Rugămintea e ca să prindă cât mai multă lume legătura în direct, să încercați să fiți cât mai scurți, cât mai succinți, cât mai la obiect. Avem o puzderie de telefon. Da, vă rog. Alo? Da. Să trăiască domnul Ovidiu Anițoaia. Salut, cine? Prietenul dumneavoastră de la Cornu. Așa. George, Scutariu. Ia zi, George, de la Cornu. N-am mai fost la Cornu, dar am și uitat de când. Vă aștept, că de câte ori vă aștept, n-ați venit. Vreau să vă întreb și eu pe invitatul dumneavoastră dacă cu ce se ocupă, că i-am dat un pic mai târziu drumul la aparat, nu vă supărați. Așa, cu ce se ocupă domnul Argăseală? Da. E președinte la Steaua, cu ce se ocupă domnul? La Steaua, am înțeles. Așa. Vreau și eu să întreb pe domnul președinte, bună seara. Bună seara. Tot se spune că se va schimba asta, sigla Steaua. Este adevărat, cumva va afecta cumva ceilalți jucători. Georgica, închide aparatul de radio, că se face radiofonie, nu ne înțelegem. Da, m-a auzit așa. Așa, cât vorbim și după aia îi dai drumul la loc. Da. Cu sigla. Deci, așa, s-a va auzit. Afecta, până la urmă se va schimba sau va rămâne tot aceeași, va? Și dacă se va schimba, va afecta celelalte alte echipe, cum ar veni Petrolul, Ploiești. Da, e în regulă. Păi de la Cornu ce se întreb? De Petrolul, doar, ce Dumnezeu. De Petrolul, că e mai aproape. Păi sigur. La Câmpina nu prea mai e fotbal, așa că... Ba mai este și la Câmpina. Bun, hai să auzim problema siglei, s-a mai discutat, dar dacă zici că ai deschis radio mai târziu, ești... Nu, pot să-i răspund punctual la întrebare că schimbarea siglei nu afectează în niciun fel participarea echipei nici în campionatul intern, nici în Europa. Păi nu vezi că a câștigat titlul, s-a câștigat cu altă siglă, nu cu sigla. Nu câștigă sigla campionatul și nici nu-l pierde. Bun, altceva, Georgica. Eu cel mai mult țin cu Steaua și să trăiască echipa Steaua să fie cea mai bună, o susțin în ceea ce face, să trăiască și domnul Gigi Becali. Bine, copilaș, hai, numai bine, frumos. Salutare. Bun, continuăm. Da, vă rog. Alo. Bună seara. Bună seara. Vă salut, domnilor. Îmi calc pe orgoliu. Bună seara. Și felicit pe domnul Argăseală și clubul care îi conduce dânsul. Ziceți-mi cum vă numiți, vă rog. Alin. De unde, Alin? Și vreau să spun că mai devreme spunea un domn că nu e stelist. Chiar nu are importanță dacă este list, iubește Steaua sau nu iubește. Atâta timp cât își face treaba și echipa are rezultate, e puțin mai important dacă este list. Așa. Și eu v-am spus, nu sunt stelist, dar eu cred că domnul Argăseală a făcut treabă bună la Steaua. Să vede și să vrei să contești, nu se poate. De când e președinte, deci în 12 ani, a luat exact 10 trofee. Credeți că probabil ar vrea și Dinamo să aibă așa un conducător. Să fie felist, dar să-i ducă și pe ei în cupele europene. Ești dinamovist, Aline? Nu, sunt din Timișoara, sunt din Poli. Dar v-am spus că e de apreciat oamenii care fac, își fac datoria, indiferent că iubesc sau nu clubul unde muncesc. Corect. Și încă o dată e felicit și să meargă mai departe, indiferent de semnă sau cum s-o numim, de palmares, își conține drumul mai departe. Mulțumesc mult, Aline. Am trei lucruri de punctat aici. Unul, și voi ați trecut prin aceeași situație cu Timișoara, legat de stemă, de emblemă. Al doilea lucru, este practic imposibil
să nu iubești clubul la care muncești. Și nu e vorba de club, este vorba de instituția în care lucrezi în general. Și acolo e publicul scindat cu două echipe, cu aia. Da, mă rog, da. E o poveste întreagă. Deci este imposibil să nu-ți iubești echipa la care lucrezi, mai ales că ai satisfacția rezultatelor pe care le obții. Și în al treilea lucru, cred că ești demn de admirat pentru atitudinea pe care ai, nu pentru că este la adresa mea sau la adresa unui conducător de la o echipă care va fi rivală, pentru că ați promovat și voi anul ăsta, ci pentru faptul că, indiferent de cât de ultrași suntem sau indiferent de cât de mult iubim o echipă, a fi rațional și a fi un om care poți să recunoști meritele altora este o calitate extraordinară. Este o calitate care a trebuit să o avem tot. Aline, ia zi-mi, ești cu echipa lui Alexa sau cu aia din Liga a treia? Să știți că sufletul meu e cu echipa din Liga a treia, dar am să-i susțin și pe cei care au promovat acum, pentru că, până la urma urmei, reprezintă orașul Timișoara. Tot Timișoara. Mulțumesc pentru telefon și mulțumesc și pentru cum gândești. Numai bine. Da, încă un telefon. Vă ascultăm. Alo? Da? Bună seara, Ionuț din Piatra Neamț, vă deranjează. Felicitări. Pentru cupă, pentru cupă și pentru campionat, pentru domnul Ajeseale. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, da. Și aș începe pe o notă mai puțin plăcută. Mai puțin legată de tema noastră, da. Când putem începe o campanie pentru a recupera numele Steaua? Pentru că nu este corect ca cineva să muncească pentru clubul Steaua și altcineva să beneficieze de prestigiul Stelei, propriu-zis. Pentru că nu merită armata să beneficieze de... Că nu a făcut nimic practic. Ce a făcut Steaua 86, nu a făcut armata, a făcut echipa de club. Să strângem niște semnături pentru a schimba legislația din Federația Română și din Liga Profesionistă de Fotbal, nu văd că funcționează cum trebuie. Unul la mână. În al doilea rând, când puteți începe o campanie din asta, ca și club, pentru a recruta tinere talente din toată țara, pentru că Steaua merită. Și în al treilea rând, când ne propune să câștigăm Champions League? Pentru că Steaua merită să câștigăm Champions League. Merită, da? Altfel nu mai este Steaua. Eu așa zic, pentru că în sângele meu curge roșu-albastru. Și vă spun de ce, că în 86 și în 89 au fost singurile drepti, când am simțit libertatea, într-adevăr. Steaua ne-a scos în teren, din teren ne-a scos pe stradă, în 86, și cei de la Timișoara ne-au scos în stradă cu Revoluția. Sunt două lucruri aproximativ asemănătoare. Îmi cer scuze, poate... Ești ușor patetic, dar asta e, fiecare are asemănătoare. Da, câștigarea cu Champions League de către Steaua cu Revoluția. E pregătit, domnul Arăseală, e pregătit să câștige Champions League. Să dea Dumnezeu. Și în primul rând, felicitări, m-am spus de trei ori. Dumnezeu să binecuvânteze Steaua. Și sper să ridicăm ștacheta să câștigăm Champions League. E regulă, domnul Ionuț, asta e părerea dumneavoastră. Înseamnă că sunteți un om foarte optimist. Pentru că m-am bucurat că cum se bucură copiii de ziua copiilor, m-am bucurat de ceea ce s-a întâmplat cu Steaua anul ăsta. E regulă. Aveți o întrebare concretă pentru domnul Argăseală ca să nu ne mai țineți în priză, da. Așa. Când vom începe o campanie de recrutare la nivel național pentru tinere talente, pentru că... Asta face Steaua tot timpul, și campanie. E într-o campanie permanentă. Am văzut și la Piatra Neamț și în zona Bacăului și Aiașului, copii foarte buni, foarte talentați, că nu-i vede nimeni, nu observă nimeni, se șterg din păcate la 14, 15, 16 ani. Și, mă rog. Bine, mulțumesc pentru telefon, domnul Ionuț. Numai bine acolo la Piatra Neamț. Noi continuăm, luăm telefonul cu numărul 10, deja ne-am făcut norma, ne-am scos salariul și în seara asta. Da, vă rog. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Domnule, din primul rând, cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi permiteți, și adresez sincer felicitări domnului Valea Argăseală pentru toate trofeele cu cerite cu Steaua. Așa. Și aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră și pentru domnul Valea. Dar înainte, spuneți-ne cum vă cheamă. Mă numesc Costică Rusu și sunt din Bacău. Ia ce-s domnul Rusu? Din orașul lui domnul Răzvan.
Așa. Bogdanu. Am înțeles, da. Da. În primul rând vreau să vă întreb de... Nu știu, la noi la Pagă nu mai apare ProSport. O dispărut cumva din teraș ProSportul? ProSportul nu mai există în forma pe hârtie, în forma pe print. Numai pe net. Asta se întâmplă că la noi am criză. Domnul Rusu trebuia să aflați că asta se întâmplă de vreo 6 luni. Și hârtia era de la Lete. Da, 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 da. Mai departe. Haideți, haideți că ne țineți. Și acum câteva întrebări pentru domnul Balear Găceală. Așa. Vă rog, domnul Rusu. Vezi dumneavoastră că venirea domnului ăsta, Mirel Rădoi, e de bun augur cumva? Este, dar în momentul în care un antrenor obține rezultate, are și confirmarea, pentru că până atunci probabil orice suporter se întreabă care va fi aportul antrenorului la noul an competițional. Scurt, avea experiență de asta. Că s-au mai văzut toți antrenori care nu vreau, au fost și jucători mari care nu au avut. Dar să nu punem rău înainte, nu? Nu, Rădoi a fost un mare jucător, are și el dreptul la șansă. Știu, mie el dau mare sufletie, dar eu am pus și o întrebare asta, dacă... Da, da. Nu vă faceți griji că nu vor apărea rezultatele și că o să aveți și motive să-l felicitați și pe el. Și totuși îmi cam pare unul dintr-o postie, eu știu, se poate proceda cu un antrenor așa după ce găsește 3 trofee. Dar aici depinde, nu pot să mă bag așa mai în amănunt. Da. Da, și cam atât. Bine, mulțumim mult, domnul Rusu. Da, mergem mai departe. Da, vă rog, mergem către final. Spuneți, vă rog, sunteți în direct. Alo? Da? Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara. Mircea Predemă, numesc, sunt din Craiova. Așa. Sunt suporter al Universității Craiova, ca să fie clar de la început. Și din câte mi-amintesc eu... Nu bănuiam eu că cineva din Craiova e suporter al Stelei. Așa. Nu e voie. Cupa Ligii parcă a mai fost, nu e asta chiar prima ediție. Eu din ce știu e prima ediție de când e Liga Profesionistă. S-ar putea să fi fost cândva, nu știu. Cândva. Nu exista Liga atunci. Felicitări Stelei pentru... rezultate și mă bucur mai mult pentru domnul Beckham, care a pătimit pentru prostii, alte prostii decât pe cele pe care le-a făcut. Cu toată diferența, aș vrea să-i sugerez domnului Argăseală. Alo, m-auziți? Da, da, vă auzim. Da. Lista dată în presă de achiziții nu mi se pare foarte ok. În primul rând... Domnule, cea, pe cine propuneți noastră? Că așa să ziceți... Nu. Păi de ce nu e în regulă? Că sunt vreo 7-8 jucători pe lista aia. Dacă i-ar lua pe toți, chiar ar face o super echipă. Să alege jucători de caracter, nu atât ca valoare pe 5 metri pătrați sau pe 10 minute din cele. Bun, aveți vreun nume de ăsta, vreo propunere? Nu permit să-i sugerez. Dumneavoastră sunteți pentru caractere, nu pentru opere, nu? În primul rând caracter. Bun, mai departe, haideți. Și vă rog să fiți mai scurt că... Mă bucur că măcar antrenorul e oltean. Da. Așa? Și succes Stelei nu ca suporter al lui, ci ca microbist român. Că pentru Steaua probabil se va cânta imnul cândva. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Numai bine, domnul Mircea, salutări la Craiova. Luăm ultimul telefon al ultimei emisiuni din această stagiune, cu scuze pentru cei care n-au prins legătura în direct, dar asta e. Da, vă rog. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Domnule Ioanitoae. Închideți radio-ul ca să ne auzim, vă rog, să ne înțelegem. Închideți radio-ul cât vorbim. Și domnul Argăseană,
Aș avea și eu trei întrebări pentru domnul Alcăsar, înainte de a-l felicita pentru tot ce a realizat la Steaua. Cine sunteți? Cum vă numiți? Tudorache Mugurel din Piatra Olt. Așa, ia zi Mugurel, hai, dar repede. Repede. Ce posibilitate aveți, domnul președinte, de a-l păstra la echipă pe Chipciu și pe Varela? Una din întrebări. 100%. De 100%. Clar, adică mulțumesc. Ce să mai lungim vorba? Așa. Eu, ca suportă la echipă Steaua, un stelist înfocat, eu nu sunt de acord cu cederea lui Costel Câlcă, pentru că a făcut performanță la echipa care a avut-o în contextul că jucătorii de valoare au plecat cât era rege. Deci este... pentru mine Câlcă a fost exact un Guardiola al lui Bayern München, cu un joc legat, un joc, mari probleme de lot. E clar, hai să auzim părerea, hai să auzim părerea domnului Argăseală. Este foarte adevărat și de cele mai multe ori antrenorul are aportul cel mai mare la echipă în momentele de criză. N-am contestat niciodată și tot timpul am avut cuvinte de laudă la adresa lui, mulțumindu-i pentru ceea ce a făcut, pentru că merită cu prisosință și ca dovadă cele trei trofee obținute atestă acest lucru. Da, mai sunteți? Domnul președinte, cred că o colaborare Costel Câlcă, Rădoi Mirel, Rădoi, era extraordinară. Domnul Gurel, mulțumesc pentru telefon, mulțumesc pentru sugestii, pare rău. La fel și dumneavoastră. Să ne vedem în Champions League. Vă așteptăm, mai ales că aveți haltă de tren acolo. Trebuie să ieșim, da. Îi mulțumesc domnului Valeriu Argăseală pentru prezență și l-așteptăm oricând cu plăcere și cu interes. Mulțumiri lui Ștefan Lungociu și lui Iulian Pavel, care m-au ajutat, și mulțumiri dumneavoastră, cărora vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine până la proxima reîntâlnire, care va fi, cum spuneam mai devreme, sfârșitul lui iulie, începutul lui august. Până atunci, Ovidiu Ianițoaia vă salută pe toți și vă urează numai bine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.